Senatorul PNL Eugen Țapu Nazare declară că PSD își bate joc de toate eforturile pentru ținerea epidemiei de coronavirus sub control. Cu un cinism fără margini, cumulat cu un dispreț maxim la adresa medicilor și a celor care luptă cu epidemia de coronavirus, PSD respinge orice propunere pentru izolarea și carantinarea bolnavilor. Pentru liderii acestui partid nu contează că numărul cazurilor de îmbolnăviri este din ce în ce mai mare. Nu contează nici că personalul medical este epuizat după 4 luni de luptă cu epidemia. Proiectul guvernului pentru legea carantinării și izolării este blocat la Senat de către PSD, în ciuda apelurilor disperate ale personalului medical, care cer instituirea unui cadru legislativ. Rupți total de realitate, preocupați de luptele interne, PSD a făcut ca România să fie singura țară din Uniunea Europeană care nu are o lege a carantinării și izolării. Este inadmisibilă amânarea succesivă a adoptării legii de către senatorii PSD, în ciuda faptului că guvernul a participat la dezbateri și a pus la dispoziția Comisiei analiza comparativă cerută în legătură cu legislația altor țări europene care aplică izolarea și carantina. Paradoxal, când voiau să-și scoată infractorii din pușcării, PSD-iștii au stat până la 2 noaptea să voteze. PSD prețuiește infractorii, nu românii. Mai declară Eugen Țapu Nazare. Din păcate, atitudinea antiromânească a PSD se va vedea tradus în cifre, număr crescut de îmbolnăviri, număr de internări la ATI, număr de cese în zilele ce vin. Primele semnale au fost transmise deja de medicii epuizați, de tot mai mulți bolnavi în stare gravă și de aglomerarea secțiilor cu cazuri noi, dar senatorii PSD se facă nu le aud. Senatorul mai spune că această campanie de instigare a PSD de echivalare a spitalelor cu lagăre, de echivalare reacțiunii medicilor cu poliția politică, a deciziilor autorităților privind detașarea medicilor cu munca forțată, a produs psihoză și a dus la umilirea personalului medical, la desconsiderarea eforturilor medicilor și asistentelor. De departe, cea mai năucitoare și responsabilă declarație aparține tristului personaj Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Fără niciun discernământ, acesta inventează termeni ca poliția medicală, care ar ridica oamenii de pe străzi. PNL cere imperativ PSD să nu se mai joace cu viețile românilor și să nu mai umilească personalul medical. În cazul unei tragedii, PSD va avea pe conștiință zeci, sute, poate mii de morți. Mai transmite Eugen Țapu Nazare, senator PNL.